Constanța Ciobotea a născut o fată cu handicap fizic. Femeia și-a dus fiica la asociație de când era copil. Ani de zile pentru cele două, locul era o adevărată scăpare de lumea care le izolase din cauza handicapului fetei. Eram mult mai protejați cu persoanele pentru că ei nu sunt atât de bine văzuți de lume și mergem cu ei când e centru aici deschis, vin de voie toți în aceeași măsură de boală. Asociația persoanelor cu handicap fizic din Mehedinți este una dintre cele mai vechi înființate în țară. Clădirea le aparține celor de la asociație în acte, așa că, din acest motiv, autoritățile nu le-au întins o mână de ajutor pentru reparații sau cheltuieli. Dat fiind faptul că asociația nu dispune de alte fonduri decât de o cotizație simbolică de 2,50 lei de bani pe lună, atunci ne-am adresat în primul rând oficialităților, primărie, prefectură, Consiliul Județean, Consiliul Municipal, așa. N-am primit niciun fel de sprijin de la nici una din aceste instituții publice. De-a lungul timpului, fără să fie reabilitată, clădirea a început să se deterioreze. Acoperișul a cedat, apa s-a infiltrat și astfel, într-un an și jumătate, locul a devenit insalubru. În această cameră funcționa un fel de grădiniță pentru copiii cu handicap fizic. De câțiva ani însă, locul arată de parcă ar fi desprins din filmele de groază. În urmă cu ani buni, francezii au făcut prima investiție în asociație. Acum, reprezentanții unui lanț de hipermarketuri au donat 21.000 de lei pentru refacerea acoperișului clădirii. S-a rașchetat, apoi s-au pus membranele, după ce în prealabil s-a turnat stratul de adeziv, iar la final stratul de ardezie. Înainte de a pune straturile astea, s-a făcut o nouă șapă cu structură de rezistență, cu plasă. Cei care se ocupă de Asociația Persoanelor cu Handicap din județul Mehedinți au făcut un apel către autorități să contribuie financiar de acum înainte la reamenajarea clădirii. Aș dori ca toți cei care vor să ne ajute, să ne ajute măcar în interior, fiecare cu câte o cameră. Dacă vine cineva să facă câte o cameră, e mare lucru pentru acest edificiu al persoanelor cu handicap. În cazul în care ar fi reabilitat spațiul care găzduiește Asociația Persoanelor cu Handicap Fizic, ar fi de ajutor pentru sute de oameni cărora viața nu le-a zâmbit decât din când în când.